Cum se numește proiectul la care ai participat? Proiectul la care noi am participat se numește O Masă Caldă și se adresează tuturor orfanilor, vârstnicilor fără adăpost și copiilor de la Biserica Greco-Catolică din Dumbrava Nord. De cine a fost inițiat acest proiect? Din câte știu eu, acest proiect a fost inițiat de către domnul Radu Pădurean, cu care și noi am luat legătura să participăm. Tu ai participat în calitate de... Eu am participat în calitate de bucătar, fiind bucătar profesionist de 5 ani, am ales să mă axez mai mult pe treaba asta. Așa, ce ați gătit voi azi? Și să mai spui, te rog, încă o dată pentru câte persoane? Noi am încercat să gătim ceva cât mai specific sărbătorilor de iarnă, așa că am ales să facem o ciorbă ardelenească, ceea ce nu este lipsită din casa oricărui român în sărbătorile de iarnă. Și ca felul de am ales să gătim o tochitură moldovenească sau, cum se zice la noi în Ardeal, pomana porcului cu piure de cartofi salată de varză. Ca desert am ales să facem cel mai simplu desert, cozonac cu nucă și mac. Câți voluntari ați fost voi azi? În echipa mea au fost 5 voluntari. Și am gătit în jur de 100-110 porții de mâncare. Unde are loc această acțiune? În municipiul Zalău și unde? Această acțiune are loc în municipiul Zalău, după cum ați zis și dumneavoastră, și mai exact la cantin, la laboratorul de gastronomie, Voievod Gelu. Ok, ce le transmiți oamenilor acum când ne mai despar doar câteva zile de sfintele sărbători ale Crăciunului. Să încercăm să ne apropiem cât mai mult sufletește de cei care nu au adăpost, cei care suferă și, dacă se poate, cât mai mulți voluntari să participe la acest proiect.